câteva impresii finale despre Bali. Ai zice că Bali, insula zeilor, a fost special creată pentru a satisface orice călător sau turist. Fie că vorbim despre tineri cu rucsacul în spate sau de turiști care caută luxul și răsfățul. Bali pulsează și îți oferă mai mult decât un peisaj idilic, ci mai degrabă un stil de viață, fiind locul unde ai putea să te încarci cu energie pozitivă. Bali e sinonim cu relaxarea pură. Locuitorii insulei sunt prietenoși și mereu cu zâmbetul pe buze. În Bali, distracția nu cunoaște limite, exceptând, bineînțeles, această perioadă COVID. Cea mai bună perioadă pentru a vizita Bali este lunile iulie până în octombrie, când plouă puțin și este foarte cald. Bali este un fel de paradis, o insulă atât de plăcută încât nu trebuie ratată pentru un concediu. Satele balineze sunt foarte frumoase, au o cultură a curățeniei, iar ideea de comunitate cred că îi face pe toți să muncească din greu pentru a nu crea leneși în sat. Ce orașe să vizitați în Bali? Ce zone? De exemplu, Ubud. Ubud este un oraș pe mijlocul insulei, de fapt o mare stațiune pentru turiști, cu tot cu hoteluri, pensiuni, sute de restaurante și cafenele, mici magazine de explorat. Tot lângă Ubud, poate veți dori să faceți o plimbare și prin pădurea unde maimuțele vă fură ochelarii sau aparatul foto, dacă nu aveți grijă. E vorba de Monkey Forest. Prețurile de aici sunt foarte ok. Majoritatea magazinelor și restaurantele au POS-uri pentru a folosi cardurile, deci este un avantaj foarte mare. Dacă ești amator de plaje, nu uita să mergi la Nusa Dua. Nu este chiar nisipul din Maldive, dar arată oricum foarte bine. E curat, liniștit și ai o mulțime de sporturi nautice care te așteaptă să le încerci. Iar dacă ești amator de fructe de mare, alege localitatea Jimbaran. De asemenea, Seminyak, orașul Seminyak este o locație de prim rang pentru turism. O grămadă de turiști vei găsi aici în Seminyak. De fapt, se spune că Seminyak este cea mai scumpă zonă din Bali, deoarece sunt foarte mulți turiști. Poți alege și Kuta, orașul din vecinătate, de asemenea foarte frumos, cu plaje largi și frumoase. Aș putea spune că Bali este o destinație perfectă dacă vrei să călătorești cu prietenii, în cuplu sau chiar singur. Este ca un detox sufletesc. Ca un rezumat, mi-au plăcut în mod special amurgurile, cu felul dramatic și spectaculos în care se întunecă de vreme. În Bali tot timpul se întunecă la 6:20-6:30, deoarece fiind la ecuator, ziua este egală cu noaptea. Mi-a plăcut de asemenea vegetația ecuatorială cu fauna ei cu tot. Mi-a plăcut enorm combinația dintre misticism și religie care domină întreaga insulă și pe care o simte oricine vizitează acest loc. Nu mi-a plăcut în schimb traficul, din punctul meu de vedere foarte dezordonat și haotic, de aceea nu am închiriat niciodată nici măcar un scooter. Dar în fine, asta nu contează. Se spune că sunt peste 1 milion de zei hinduși. Vă dați seama câte temple ar trebui de fapt să existe pentru așa o aglomerație divină? Cert este că pe insula balineză te împiedici la tot locul de un templu, Pura, cum îi zic locuitorii, adică locul înconjurat de ziduri. Unul dintre cele mai renumite temple din Bali este Tirta Empul, unde credincioșii își spală păcatele cu apă sfântă din niște fântâni amplasate în bazine speciale și aduc ofrande în altare în aer liber.
Eu nu am văzut nicăieri un loc binecuvântat cu atâtea flori și plante verzi. Oriunde întorci capul vei fi înconjurat de delicatele flori de fragipani și de mirosul lor special. Oriunde te vei plimba în Bali, vei fi înconjurat de atâta verdeață sau atâtea flori viu colorate că nu vei mai ști pe ce lume te afli. Este un fel de punct central în Indonezia. Multe dintre conexiunile lungi între capitala Jakarta și restul insulelor indoneziene se fac via Denpasar, cochetul aeroport din Bali. Iar ca să vorbim despre conexiunile scurte, cele cu Lombok, Gili sau Flores, pentru a vedea dragonii de Komodo în rezervația lor, de asemenea sunt Lesne din Bali. Insulele din împrejurimi ca Nusa Lembongan sau Nusa Penida sau o mulțime de alte Nuse și Gili sunt la o lâncătură de bărți de Padang Bay. Trebuie doar să-ți dorești ceva și totul va avea o rezolvare în Bali. Indiferent din câte motive v-am înșirat aici, vă asigur că odată ajuns în Bali veți fi cu un picior în Nirvana. Sunt locuri iubite de zei și de natură, locuri care te vor fermeca și îți vor aduce aminte că viața e frumoasă. Bali este o destinație inedită prin cultura și religia localnicilor. Insula are un climat tropical, două sezoane, unul uscat din aprilie până în octombrie și unul umed din octombrie până în aprilie. Și dacă reușești să ajungi în Bali, nu uita să vizitezi și celebrul templu Tanah Lot, construit în secolul XVI de un preot hindus. Te va fermeca prin frumusețe. Iată câteva sfaturi importante înainte de o călătorie în Bali. Ia-ți o cartelă imediat cum ajungi în aeroport în Bali, o cartelă telefonică. Cea mai bună companie este Telkomsel și vei avea un preț de 5-6 dolari pentru aproximativ 20 de gigabytes, suficienți pentru o lună. Instalează-ți din România, înainte de a pleca, aplicațiile Grab și Gojek. Sunt un fel de Uber și sunt cele mai folosite în Bali. Bineînțeles, folosește cardul Revolut, care eu l-am folosit tot timpul. Este mult mai avantajos decât un card emis de băncile din România. Mă refer la comisioane. Și nu-ți lua multe haine cu tine. Câteva tricouri sunt de ajuns, o pereche, două de pantaloni scurți și, bineînțeles, șlapi sau sandale. Și învață să tratezi. Să tratezi la prețuri tot timpul. Vei obține astfel prețuri mult mai mici, la cazare în special, cât și la alte produse. Cel mai indicat este să-ți rezervi cazarea ta prin Airbnb, de asemenea și prin Booking, au și acolo long-term rentals. Minim o lună, dacă poți sta mai mult, ar fi cel mai avantajos ca preț. Dacă îți place să mergi pe motoscooter, poți închiria un motoscooter, mai ales în această perioadă, începând cu 40 de dolari pe lună, foarte ieftin, preț de pandemie. Și dacă nu-ți va place mâncarea locală, ai o grămadă de restaurante vestice, cum le spun ei, de unde îți vei putea alege meniul preferat. Sperând că v-au fost de folos aceste informații, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o vacanță cât mai plăcută în Bali. Follow it, take me away to Neverland.
colors fade my disbelief and make me forget my memory. Rent a car you can't afford, put on something we both know, let your hair out in the wind, put the pedal to the floor, flame your light, take a smoke, put your broken rip off wafers on. Doesn't matter if the sun goes down, we'll still be up, still be up. Don't care about the place we found, we'll still be up, still be up. We're in this together, we both fall down. Doesn't matter if the sun goes up, cause we will still be high when the sun's up.